Salut, Trulisca, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Outlast, episodul cu numărul 5. Și știți că am rămas data trecută aici. Și nu știu ce am făcut. Parcă ne-a fugărit la sus. Da. Mai e? Nu, stai, what? Stai așa, noi am venit de aici. Că nu mai țin minte. Da, de aici am venit. Nu, noi am venit de aici. Și o luăm pe aici, urcăm. Ok. Că asta nu e, e diferită. Ok, hai să dăm asta. Și cât am noi chestia asta, de peste chestia asta, apăsați și voi butonul de like dacă mai vreți episoade de Outlast. Și o să mai facem. L-avem pe nenia asta aici, legat la gură. Perfect. Hai da. De ce s-a stins lumina? Da, ok, cred să... Ok. Ceva baterie, nu? Nu, ok, bun. Presim că o să mă alerge cineva pe aici, nu știu. Ok, n-arată bine. Prefer să... Stai, a bătut cineva în ușă cumva? Da. Da, bate cineva în ușă. Da, nu o să mă duc acolo, prefer să vin pe aici. Să urcăm. Eram sigur că pe acolo. Da, de capul meu. Încă m-am zis că e cineva aici și că nu să ne fugărească voi, nu? Ok, baterie ceva, baterie nu. Perfect. De cap. Ok. Aici? Nu. Ok. Și de ce mi se mișcă în 25 de FPS-uri? Nu știu, în zona asta, dar mă rog. Gata, știu. E unul aici. Baterie, uite. Ok, e bine. Să se dau un pic mai tare, gata. Bun, și să înțeleg că trebuie să mergem pe aici, da? Hai mă, sar mă! Hai mă! Așa. Ok. Să vedem unde duce acest tunel. Plioscă. Gata. Cred că... vin unii! Oh, shit! Pe acolo, nu vin, pe acolo. Închide. Hai, mai repede. Vin mai pe acolo, fac. Ok. Închide. Hai. Trebuie să urcăm pe acolo, pe sus. Wall Rider. Iar zic, ăștia, eu cum am zis că ăștia ne cred fantomă. Dar voi nu? What? Mi s-au deconectat căștile. De la... Cred că să... Vine aia. Fac. Pe aici. Ci hai. Sări. Sărim. Oh. Cum l-a sărit? Pă! Nu s-a prins. Aoleu, ce prostovanie asta. Aoleu. Unde mă dă? M-a dat bine. Ok. Te pe aici. N-am încredere, o iau direct pe aici. Și sărim pe aici. Hai. Fugi. Dar ia sparg ușa. Ăștia-s nebuni, rău. Hai. Bun. Hai. Mama, hai. Ce trebuie să fac? Bă, nu știu ce trebuie să fac.
Oameni, ce prostovan sunt. Aoleo. Friendly? Cine ești? Da. Mă gândeam eu. Dar de ce nu se au... Eu n-am avut nimica. Gata. Așa. Mă iau eu că ăsta e rău. A, gata, mi-aduc aminte de asta. Aoleo, e... Mamă, e faza grea aici. Da. Bă, dar pe bune doar de la un pumn, dacă ne-ți dă gras una... Nu, tu n-ai nimic, îți dă ăsta un pumn, gata, ești... Pe jos. Și unde ne duci? Tu lift. Ieșirea. Bă, uite ieșirea. Unde ești, mă? Hai, tata, păi dă-mi drumul. Am zis da. Bă, dar tu ești băurul la crău. Bă, dă-mi drumul. Aoleu. Da. Se vede fundul. Bă. Se vede fundul. Okay. Bă, dar vreau acolo. Îmi place cum se vede, e frum. Tu cu fundul tău. Cu tot, hai. Bă, dar dăm drumul. Ok, cred că o să ajungem pe aici. Și o să avem nevoie de o cheie, vă zic de acum. Și o să dăm multe failuri. Vă mai zic asta de acum. Da. Bă, dar asta e nebun rău. Ok. Și ce vrei? De ce m-a dus aici? Nu știu. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just be a second to wash up. Dă-mi camera, bă. Dă-mi camera. Dă-mi camera. Dăm camera. Am zis, dăm camera. Dăm camera, tu cu fundul tău, cu tot. Dăm camera. Te speli? Își face și freza, adică... Chiar e nevoie. Te văd gândaci, să nu fii urât. Hai. Hai mă, tu cu fundul tău, cu tot, hai. Dăm drum. No offense to the man, but I sometimes worry. Ia ala de la cât unul, te rog. Bă, lasă-mă, mă. Dă-mi drumul. Ok? Îmi dai drumul. Ba, îmi dai drumul, da? Da, nu o să ne dai drumul. Ce vrei cu degetele mele? Ok. What the? Mamă, câtă armă. Du-te. Mă. Bă, dă-mi drumul, mă. Bă, curge sânge. Bă, ăsta chiar mi-a tăiat degetele, nu? Wow. Ok, arată super scârbos, da. Dăm drumul. Ok, mai tăiat degetele și dăm drumul. Mai închiși ușa, gățite. Ia, mamă, cât e nașpa arată. Îmi dai seama ce durere e să-ți vezi, sau cât de nașpa e, mă... Eu nu înțeleg acum cum poate sta să stea cu osul ăla pe afară. Sau cum poate să strângă din mâini, efectiv. Și de ce l-a făcut asta mai devreme, nu știu. Cât își făcea la freză. Da, mai borăște. Nu era destul la atâta sânge, da. Wow. Și acum gata, nu mai avem degete. Superb, adică. Ok. Sincer, aș prefera să fac chestia asta din episodul viitor, dar eu fiind un mare pro player în Outlast, eu știu ce trebuie să fac. Deci intrăm aici. Alau să înceapă să țipe și asta o să intre pe ușa asta, poc, 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 și noi fugim.
Și în genul închidem ușa în nas, ca boș. Și... Da, atâta, nu știu, altceva. Ce trebuie să facem? Gata, acum începe asta. Da. Țipă și tu mai repede, hai. Da, ce ți-am zis că vine. Și o să-l omoare, cred. Trebuie să ajung acolo. Gata, hai. Normal că m-a văzut el, mă. Normal, pe ce mă se putea? Hai. Urcă repede. Dăm de asta. Pentru că trebuie să avem o din asta. Ok. Ok, de aici nu mai țin minte ce trebuia să fac. Știu că... Asta o să vină la un moment dat. Pe acolo. Și că trebuie să dăm de aia, dar în schimb nu mai știu. În rest, de fapt, am. Și așteptăm să vină. Ce trebuie să facem? Păi, foarte simplu, ăsta vine... Hai să vă zic planul nostru. Deci ăsta o să vină, o să ne fugărească. Noi sărim pe acolo, coborăm repede pe aici și închidem ușa în nas. Și fugim. Ok? Așa că hai în față, repede. Băgăm acum repede un speedrun. Hai, boss. Bă, asta e orb. Să nu mă vede. Ok, hai repede. Ok, hai că e bine. Ne-a ieșit asta din prima, e bine. Pa, păi e lejer acum. Să fie, păi bine. Mă, ce cu lagul ăsta? Ok, hai repede pe aici. La vine. Hai. Ok. E liber. Sper să facem asta, să reușim să terminăm în episodul ăsta. Dacă nu, în următorul episod. Dar probabil în episodul următor, pentru că nu am timp, efectiv. Nu am timp, din păcate. Cer să bag eu acum speedrun, dar nu o să-mi iasă. Pentru voi fac asta. Domnul ăsta repede și fugim. Ok, așteptăm. Nu trebuie să ne spargă ușa ca să o putem închide în nas. Și să băgăm viteză. Deci, na. O să vină pe acolo. Da. Încercăm să ducem mai în față. Un pic mai în față trebuie. Nu de alta, ca să nu ne vadă. Și nu căuta aici. Vezi. Fuck. Bagă. Și... Repede. Hai. Avem timp. Bine. Hai, am luat cheia, mergem, plecăm cu liftul. Da. Oricum. Asta o să intre aici, da. Hai. E bine că am reușit să-l facem repede pe ăsta. Și nu am timp. Am 30 de secunde, hai. Hai, repede. Da, mă, bine, știu că mori. Hai. Hai să-mi zici și eu repede, autru, mor mai repede. Hai. Gata. Saving, please. Gata. Ok, acesta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut și vreți mai multe episoade de Outlast, apăsați un de like. Eu am fost Ica și ne vedem la viitoare. Pa, pa!